Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Balanță. Haideți să facem etalarea de dragoste pentru perioada 18-31 iulie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să vedem. Balanță, dragoste, perioada 18-31 iulie 2020. Balanță, dragoste, perioada 18-31 iulie. Balanță, perioada 18-31 iulie. Balanță, perioada 18-31 iulie. Ok. Haideți să facem și clarificările înainte. 5 de sabii, regele de monede, valetul de monede, 3 de cupe, eremitul, 6 de bâte, cavalerul de spade, 9 de bâte. Ok. Pentru câțiva dintre voi, eu văd aici că este vorba despre două persoane. Gemeni, balanță, vărsător, taur, fecioară, capricorn. Eu văd că aici este o luptă pentru a câștiga. Cineva din gemeni, balanță, vărsător. Poate iau prima situație. În cazul în care este un trio și voi sunteți într-o relație și vreți să fiți cu altcineva, ca să spun așa, cea a treia persoană din gemeni, balanță, vărsător se dovedește o persoană cu care voi cu care voi veți avea un eșec, pentru că persoana asta se pare că este foarte problematică din punct de vedere financiar și de stabilitate, și văd o persoană cu foarte multe frustrări interioare. Văd o persoană care este tot timpul agitată, o persoană care nu stă locului, ca să spun așa, o persoană care este implicată și în alte relații. Poate sunt situații în care voi nu aveți pe nimeni și persoana asta este, sau aveți de ales între două persoane și persoana asta are pe altcineva. Ideea este că eu văd aici că trebuie luată o decizie la voi. Avem un taur, fecioară, capricorn cu care voi o să aveți succes. Persoana asta vă dorește cu adevărat. Persoana asta stă și se gândește tot timpul la voi și își dorește să aibă victorie cu voi, cu o ofertă foarte serioasă pe care o veți celebra. Și dacă aveți pe cineva din gemeni, balanță, vărsător în trecutul vostru, să știți că persoana asta trebuie să rămână în trecut, pentru că persoana asta n-a dorit de la voi decât parte financiară, ori este o persoană care nu este serioasă absolut deloc. Facem și clarificări. 5 de săbii. 5 de săbii. 5 de săbii. Ok. Persoana asta din gemeni, balanță, vărsător n-a depus efort în relația voastră de niciun fel. Voi ați dus toată munca, ori toată responsabilitatea. Poate este chiar o căsnicie din care voi ieșiți și cunoașteți persoana asta din taur, fecioară, capricorn nou, sau poate ați cunoscut-o deja. Regele de monede. Justiția. Regele de monede. Cu soarele. V-am spus că este ceva care va aduce mare succes. Regele de monede. E ceva foarte clar, foarte sincer. E ceva din partea justiției divine. Este ceva care vă ajută să treceți prin momentul ăsta turn de a renunța la cineva. Voi lăsați pe cineva în urmă, la care ați ținut foarte mult. Poate fi și o zodie de apă. Dar persoana asta trebuie lăsată în urmă, pentru că persoana asta nu era serioasă și avea mai multe opțiuni. Și atunci voi ați așteptat ce ați așteptat persoana asta, însă dacă taur, fecioară, capricorn n-a apărut încă, apare și cu ceva foarte îmbucurător pentru voi în această perioadă.
Persoana asta vă duce cu o rapiditate foarte mare direct către stabilitate și fericire. Persoana care apare nouă. Ori dacă deja a apărut și voi încă vă mai gândiți la trecut, faceți o mare greșeală pentru că persoana asta din prezent este o persoană care este menită să fie cu voi. Trei de cupe. Exact, moartea. Lăsați o persoană să plece. O persoană care nu era hotărâtă. În niciun caz vă trata ca pe opțiune. Nouă de bâte. Turnul. Turnul. Era ceva în care voi stăteați legați, dar era o legătură invizibilă. Voi făcuseți o oarecare obsesie, dar și vroiați să vedeți cât de mult, dacă persoana asta se poate schimba, dacă persoana asta poate să vă aducă stabilitate sau poate să repare ce a făcut în trecut. Haideți să vedem cavalerul de spade. Nu, persoana asta ținea de comportamentul lui sau de comportamentul ei și nu dorea să facă schimbarea asta în niciun caz. Este o persoană mult prea încăpățânată și patru de monede vorbește despre faptul că persoana asta nu v-a dat nimic înapoi. Era o persoană care tot lua de la voi și nu oferea nimic în schimb. Cineva care vă domina foarte mult poate fi Berbec Taur. S-a dovedit a fi o lecție învățată și o treabă eșuată, care v-a rupt inima, v-a făcut să suferiți foarte tare, dar nu uitați că urmează o bucurie foarte mare pentru voi. 10 de monede. 10 de monede. Exact, sufletul vostru pereche. Persoana asta care apare este sufletul vostru pereche. Îndrăgostiți. Ia uitați ce frumos, asul de cupe. Voi aveți un nou început în dragoste, atât de frumos și cu steaua v-am spus că este pe destinul vostru. Când cunoașteți persoana asta sau dacă ați cunoscut-o, țineți de persoana asta pentru că este o persoană pe destinul vostru. Este o persoană pe destinul vostru, persoana asta din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. O persoană din Rac, pe Scorpion, Gemeni, Balanță, Vărsător trebuie să dispară din viața voastră. Și oricum turnul a venit pentru că voi ați avut o perioadă în care n-ați fost hotărâți. Doi de pentacle. Da, n-ați fost hotărâți și stăteați și sufereați foarte mult. Și asta era foarte nociv pentru voi, pentru că practic v-ați distrus sănătatea și n-ați dormit și n-ați mâncat pentru că așteptați decizia unui om care nici măcar nu știe ce vrea să facă cu viața lui, eremitul. Persoana asta colabora cu mult mai multe persoane și poate fi o persoană de la locul vostru de muncă sau poate ați fost căsătorit sau ați avut o afacere împreună sau erau prea multe persoane implicate la mijloc. Patru de bâte. Plângeți, vă doare pentru acest lucru. Ați considerat că era ceva stabil, că putea să ducă către ceva stabil, însă erau prea multe secrete la mijloc. Erau prea multe secrete la mijloc. Sau poate ați plâns în momentul când ați aflat despre lucrurile astea. Pentru că a fost ceva foarte dureros pentru voi. Valetul de monede. Orice ofertă ar mai veni din partea acestei persoane, voi o refuzați. Valetul de monede. Și plecați. Valetul de monede. Pentru că voi vreți să încheiați ciclul ăsta, vreți să vă redobândiți stabilitatea, forța și să puteți să mergeți mai departe. Deci voi nu mai suportați să stați într-o situație în care ați fost neglijați, neiubiți, o situație în care regele de spade, regele de spade, clarificat de cavalerul de bâte, ce poate doar el să ofere. Exact, nemulțumit întotdeauna, nehotărât, care acordă atenție altor lucruri, altor opțiuni, altor când voi erați cupa asta. Persoana asta n-a știut să ia cupa asta și să profite de această oportunitate și a preferat să rămână un cavaler de bâte care umblă prin lume cu traista în spate. Iar persoana asta nu putea fi schimbată pentru că are 9 de cupe. Este mult prea îngânfată, se crede mult prea presus decât voi sau crede că tot ce face este corect și ceea ce spuneți voi este greșit. Persoana asta căuta să vă scoată pe voi o timpul vinovați și să fie cumva o persoană care este dreaptă, care are ultimul cuvânt de spus și așa mai departe. A fost un timp pierdut, dar și o lecție foarte importantă de învățat pentru voi și în același timp
o pregătire pentru ca voi să învățați să vă iubiți pe voi și să apreciați energia asta frumoasă și persoana asta frumoasă care apare în viața voastră, pentru că vine cu atât de multă iubire și cu atât de multă stabilitate în viața voastră, încât o să spuneți ce ați căutat să stați în așa ceva sau cum ați putut să acceptați așa ceva. Bun. Atât am avut și pentru voi, cei din Zodia Balanță. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup și vă aștept la un nou video.